Vino alături de La Provincia și urmărește povestea viitorilor noștri campioni. La Provincia. Creștem campioni. Iubesc acest club de mic, cu acest club am trăit, mereu am învățat despre acest club. Chiar dacă unele meciuri nu le-am prins, tatăl meu mi-a povestit și meciurile cu Benfica și cu Fiorentina și cu echipe puternice ale Craiovei Maxima. Cei care au jucat la echipa națională știu că din 11 jucători, 9 au fost din Craiova. Ilie Balaș, Silviu Lung, Cămătaru, Giolgău, Neae Ungureanu, Tilihoi, Dumnezeu să-l odihnească, și am avut o echipă foarte bună. Ștefan Bairam este unul dintre cei mai buni jucători ai Academiei noastre de fotbal. L-am văzut când era mic, cu calități senzaționale. Un jucător care a trecut prin foarte mari greutăți. Greutăți cum ar fi faptul că el de mic copil n-a avut părinți. De mic? Era îndrăgostit de minge, tot timpul se juca cu mingea, jungla mingea, în casă făcea temele, mergea la grădiniță, tot la fel se juca din toate jucările cu mingea. La 5 ani a ajuns prima dată să joace fotbal la FEPS Craiova, după aceea la un an de zile a evoluat la Lucea Fărul Craiova. Așa, unde a jucat cu colegi de-ai lui mai mari cu 4, cu 5 ani decât el. Acesta este obiectivul nostru, să căutăm copii în satele, comunele din județul Dolj, în zona Olteniei, să-i aducem la Craiova, să avem grijă de creșterea lor, să urmărim evoluția lor la școală, da? Pentru că dacă nu ajung fotbaliști, trebuie să integrăm în societate, pentru că așa este normal. Evoluția lui este foarte bună, are viziune în teren, dribling, centrează bine, bate loviturile de 11 metri la fel de bine, lovituri libere, și cred că poate să facă pasul spre prima echipă în foarte scurt timp. La un schimb de experiență cu Atalanta, singurul jucător pe care l-a avut Atalanta în acel moment, adică să-l urce în avion să plece în Italia, a fost Ștefan Bairam.